Educația e din nou în fierbere. Reforma în învățământ, lipsa investițiilor în sistem, dar mai ales salariile derizorii, au scos din nou cadrele didactice în stradă. De data aceasta, sub forma unei pichetări care a avut loc în fața prefecturii Bacău, într-o acțiune organizată de Sindicatul Liber din Învățământ. Deși erau așteptați să sprijine demersul în jur de 150 de manifestanți, la acțiune au participat doar circa 50 de membri de sindicat, însă cu toții și-au strigat nemulțumirile. Deci ați ieșit din nou în stradă astăzi, chiar de ziua educatorului. Tocmai pentru a avea un impact cât mai puternic, zicem noi, asupra guvernanților vis-a-vis de problemele curente din învățământul românesc. Credeți că cu astfel de pichetări veți rezolva ceva? Nu știu dacă e momentul să spunem ce credem acum, dar asta este ierarhia, asta este ordinea firească, asta este legea pe care trebuie să o respectăm. Astea sunt etapele premergătoare unei greve eventuală în învățământ în cazul în care nu găsim înțelegere pe această linie a dialogului. Noi suntem pentru a purta un dialog și a încerca să rezolvăm problemele cu dialog. Nemulțumiți total de toate cele ce se întâmplă în învățământ. Ce anume vă deranjează cel mai mult? O recapitulare finală care nu și avea niciun rost, pierdute 3 săptămâni de școală. Salariile? Salariile, nu mai vorbim. Ne-am și săturat tot, pomenim de salarii tot timpul. Vedeți că vă veți face și auzit prin această pichetare, acest protest? Mă îndoiesc că o să ne audă cineva. Ce credeți că va urma? Se vorbește deja de o grevă în sistem. Ar fi bine. E singurul mijloc de a le atrage atenția, dar speranțele sunt minime. De ce ați ieșit din nou în stradă? Pentru nemulțumirile care le avem. Mai bine zis, nu avem nicio mulțumire. Legea nu ne ajută cu nimic, deci noua lege a educației parcă este mai mult împotriva noastră și nu numai a noastră, ci și a elevului. Curicula este foarte încărcată, se vorbește de congestionare, dar noi nu vedem decât o programă foarte încărcată, cerințe foarte mari. Trebuie doar să dăm, adică ni se cere fără să ni se dea. Ori un învățământ de calitate nu se poate face și fără un buget pe măsură. Din salarii ni se ia bani, pentru copii cerințele sunt din ce în ce mai mari, pentru elevi mă refer. Noi, din banii care îi luăm, din salariu, trebuie să ducem la școală. Deci toată lumea merge la serviciu pentru a avea un profit, pentru a aduce acasă un buget, noi luăm din el și ducem la școală pentru toate materialele care ne sunt necesare. Totul este împotriva noastră. Protestatarii solicită renegocierea și încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură pe învățământ, consultarea partenerilor sociali în actul de decizie, respectarea legii educației naționale privind alocarea a 6% din PIB pentru educație, încetarea acțiunilor și atitudinii ostile ale guvernanților față de angajații din învățământ și responsabilizarea acestora pentru contraperformanțele actualei guvernări în deciziile privitoare la educația națională. Totodată ei cer acordarea de urgență și cu prioritate pentru învățământ a drepturilor salariale câștigate în instanță și deblocarea posturilor nedidactice și didactice auxiliare din unitățile de învățământ, simultan cu reducerile de personal în administrația Ministerului Educației, a agențiilor naționale și la nivelul instituțiilor județene. Suntem în octombrie când sperăm guvernul, atunci când va proiecta noua lege a bugetului de stat, să țină cont că legea funeriu, legea educației naționale, are două prevederi importante și anume finanțarea standard per elev negociată cu federațiile sindicale din învățământ și ceea ce este foarte important e vorba de alocarea 6% din PIB, așa cum spune legea ca atare, legea 1. De fapt, astăzi sunt pichetări în majoritatea județelor țării pentru că e o acțiune stabilită la nivel național în funcție de cum guvernul României, clasa politică va reacționa la în urma acestor acțiuni sindicale, vom stabili dacă va fi nevoie să urmeze și altele. Pentru că la București, în cadrul Colegiului Liderilor pe 20 septembrie, marea majoritate susțineau o grevă generală, așa cum de fapt am avut în anii din urmă. Problema este dacă astăzi guvernul Boc va înțelege că România are nevoie de viitor. Iar dacă are nevoie de viitor, categoric are nevoie de educație, înseamnă că probabil vor începe discuțiile și vom vedea ce va urma după aceea.
Biroul operativ al Sindicatului Liber din Învățământ Bacău, în numele celor peste 9.000 de membri din județ, a trimis și o scrisoare deschisă primului ministru Emil Boc, prin care își arată nemulțumirea față de tot ce înseamnă în prezent reforma de fond din sistem. Ei au cerut chiar și schimbarea actualului ministru al educației, Daniel Funeriu, și numirea unui alt ministru care să cunoască domeniul pe care îl guvernează. Pentru organizarea protestului s-a ales simbolic data de 5 octombrie, când în întreaga lume se sărbătorește Ziua Educatorului, iar la pichetare au participat inclusiv educatori din Bacău care s-au arătat dezamăgiți de tot ce se întâmplă în prezent în educație. Pichetați chiar de Ziua Educatorului. Cum asta vă simțiți? Este adevărat. Mă simt bine pentru că natura încă ne mai oferă o stare de bine, dar... Ca educator vă întreb, este ziua dumneavoastră azi, dacă pot să spun așa. A, dacă vreți să fiu răuvoitoare cu ceea ce se întâmplă în activitatea și în viața noastră de educatori, nu am deloc cuvinte de laudă la adresa celor care ne conduc și poate și noi suntem vinovați că nu avem fermitate și nu găsim modalități, poate altfel decât acestea, de a manifesta astfel încât să ne fie viața și existența mai bună. Ce mă nemulțumește este chiar locul acesta în care ne întâlnim și în care am pus picioarele și nu numai. Sunt multe deci, de spus. Deci niciun caz o sărbătoare, cum ar trebui să fie ziua de astăzi. Doar dacă vrem să ne facem starea de bine prin altceva, când uitând de rele. Altfel... E totul împotriva doleanțelor și nevoilor. Iar pichetarea a fost doar un prim pas. Dacă nu vor fi nici de această dată ascultați, dascălii sunt hotărâți să meargă până la capăt. De aceea nu este exclus ca în viitorul apropiat nemulțumirile generale ale profesorilor să se transforme în forma maximă de protest, greva generală în sistem.